Vis-credincioși, vom citi prologele zilei din 30 noiembrie, sinaxarul zilei din 30 noiembrie, din prologele Sfântului Nicolae, Velimirovici la Ohrida. Când noi, Biserica noastră ortodoxă română și ortodoxă de pretutinde, care ține calendarul nou, îl prăznuim pe Sfântul Apostol Andrei. Așadar, Sfântul Nicolae Velimirovici, prologe de Ohrida, sinaxar 30 noiembrie. Pomenirea Sfântului slăvitului Apostol Andrei, cel întâi chemat. El a fost fiul lui Iona și fratele marelui Petru, născut în Besaida și de meserie pescar. La început el a fost ucenicul Sfântului Ioan Botezătorul, dar arătându-l Botezătorul Ioan, arătând către Mântuitorul Hristos și zicând, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii, iată mielul lui Dumnezeu, Ioan 1, cu 36, Sfântul Andrei l-a lăsat pe Ioan și l-a urmat pe Hristos. Pogorârea Duhului Sfânt, apoi Sfântul Andrei l-a dus la Hristos și pe fratele lui, marele Petru. După pogorârea Duhului Sfânt, Sfântul Andrei a primit prin sorți să propovădească cuvântul lui Dumnezeu în Bizanț, și în Tracia și apoi în ținuturile de pe cursul Dunării și în Rusia, de la țărmul Mării Negre, apoi în toată Tracia, în Epir și în Grecia și în Peloponez, unde a adus mulțimi mari de oameni la credință, sfințindu-le episcop și preot. În cetatea patra, el a lucrat multe și mari minuni, într-un numele lui Hristos, și a câștigat prea mult pentru Domnul. Pentru noi credincioși, printre noi credincioși, s-a numărat și fratele și soția proconsului Egeat. Furios, acest Egeat l-a supus pe Sfântul Andrei unor torturi bestiale, apoi a ordonat răstignirea lui pe cruce. Fiind încă viu Sfântul pe cruce, el i-a povățuit pe credincioșii strânși în jurul lui. Poporul acela a voit să urce și să-l dea jos de pe cruce pe Sfântul Andrei cu orice preț, dar Sfântul nu i-a lăsat. Atunci el s-a rugat cu deadinsul lui Dumnezeu pentru ei, iar trupul lui s-a înconjurat de o lumină nemai văzută. Această lucire a stat vreme de o jumătate de ceas, iar când ea s-a dus, Sfântul și-a dat fericitului suflet în mâna lui Dumnezeu. Așa și-a închinat alergarea părintească cel mai întâi chemat apostol al lui Hristos, primul dintre cei 12 apostoli care l-au cunoscut personal pe Mântuitorul Hristos și a urmat lui. Sfântul Apostol Andrei și-a luat mucenicia pentru Hristos la anul 62 de la întrupare, având 84 de ani. Sfințele lui Maști au fost duse la Constantinopol, capul lui mai pe urmă la Roma, după ce a fost dat înapoi în Grecia la Patra și la Sfântul Munte Athos, fruntea, iar o sfânta lui mână se află la Moscova. Acum o mână se află tot la Sfântul Munte, la Mănăstirea Marea Lavră din Sfântul Munte Athos. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Frumentie, luminătorul Abisiniei. În vremea Sfântului Împărat Constantin cel Mare, un bărbat foarte învățat, din cetatea Tirului, cu numele Meropius, a călătorit în India. El luase cu sine doi creștini, pe frații Edesie și Frumentie. În timpul călătoriei, corabia lor a naufragiat într-o furtună pe coastele Abisiniei, Etiopia de astăzi, iar abisinienii sălbatici au ucis tot echipajul și pe toți călătorii, mai puțin pe cei doi frați, Edesie și Frumentie. Ei au viețuit astfel în Abisinia vreme de mai mulți ani, reușind să intre în serviciu curții împăratului abisinian. Frumentie a început să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu, mai întâi într-un mod mai precaut, dar convins că acest pământ va aduce o roadă bogată lui Hristos, cei doi frați s-au îmbarcat până la urmă în corăbii, Edesie cu destinație la Tir, iar Frumentiu în Alexandria, unde dorea
să-l cerceteze pe Sfântul Atanasie cel Mare. Sfântul Frumente s-a prezentat patriarhului situația din Abisia și a cerut păstori pentru noi convertiți din acele ținuturi. Sfântul Atanasie l-a sfințit chiar pe Sfântul Frumentie, ca episcop al Etiopiei. Și atunci Sfântul Înalt Preasfințit Frumentie s-a întors astfel în Abisinia, unde tot timpul vieții lui a adus tot poporul abisinian la Hristos. Acest mare păstor al turmelui Hristos, luminătorul Abisiniei, s-a săvârșit către Domnul cu pace la anul 370, strămutându-se la lăcașul de cerești ale veșnicei slave. Cântare de laudă la Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat. Sfântul Andrei, luminat de Duhul, între apostolii mai întâi îl chemat, pre Domnul propovăduit a ziua și noaptea, și cu sfânta lui cruce mult popor a botezat, ca grădinarul ce bine grijește grădina. El cetăți și sate, în cetăți și sate a mers fără somn. El cu îndemânarea mare altoită în ele, rodul cel bun udată-l cu apa viului izvor, până ce la sfârșitul alergării ajunsa. Și văzuta crucea ce-l aștepta, și el cu bucurie a zis atunci către cruce: O, scumpă cruce, pe tine Domnul te-a sfințit. Și pre tine cu al său trup te-a sfințit Domnul. O, sfântă cruce, odihnește trupul meu. Ridică-mă și pe mine din tină și țărână și mă înalță sus către Dumnezeu. Dă-mi ca pe tine să te întâmpini al meu suflet, de pe tine să întâmpini al meu suflet pe Domnul. Domnul Hristos pe tine, pentru mine s-a răstignit. O, ucenice credincios, al Sfântului Ioan Botezătorul, o, apostole sfinte al lui Hristos Mântuitor, o, Sfinte Andreie, stea mai întâi chemată, ajută-ne cu ale tale rugăciuni. Cugetare, Sfântul Ioan Gură de Aur a zis: toate sunt date apostolilor. Adică toate darurile, toate puterile, toată plinătatea harului pe care îl dă Dumnezeu credincioșilor. Noi vedem aceasta în viața marilor apostol, Sfântul Andrei, cel întâi chemat. El a fost apostol, evanghelist, proroc, păstor și învățător, conform Efeseni 4:11. Ca evanghelist, el a dus vestea cea bună a Evangheliei în cele patru colțuri ale pământului. Ca proroc, el a prorocit botezul poporului rus și măreția Chievului ca centru de iradiere a creștinismului. Ca păstor, el a întemeiat și organizat o mulțime de biserici. Ca învățător, el a învățat neobosit ziua și noaptea, până și de pe crucea pe care a fost răstignit, până la ultima lui suflare. În afară de acestea, el a fost mare mucenic, fapt care de asemenea, cu darul Sfântului Duh, și care nu este dat tuturor. Astfel, vedem în acest Sfânt Apostol, ca și în ceilalți Sfinți Apostoli, harul Duhului Sfânt. Și fiecare faptă măreață pe care o lucrează omul următor lui Dumnezeu, trebuie atribuit acestui har al Duhului Sfânt. Sfântul Frumentie ne demonstrează cu putere că acesta este adevărul lucrurilor. Întorcându-se de la Alexandria în Abisinia, ca episcop sfințit, el a început să lucreze multe și mari minuni, aducând la credință mulțime de popor. Regele Abisiniei, uimit, l-a întrebat: Ai trăit atâția ani printre noi și niciodată nu ți-am văzut lucrând asemenea minuni. De unde ai tu acum această putere? Fericitul Frumenti a răspuns și a zis: Aceasta nu este lucrarea mea, ci este lucrarea harului preoției ce se află într-o mine. Sfântul apoi a explicat regelui cum și-a lăsat părinții și căsătoria și toată lumea pentru dragostea lui Hristos și cum a primit prin punerea mâinilor Sfântului Atanasie harul preoției cele mai înalte și al facerii de minuni. Luare aminte!
Să luăm aminte la căderea duhovnicească a lui Adam și a Evei, Facerea, capitolul 3. La cum șarpele a stârnit în Eva lăcomia pântecelui și aroganța. La cum femeia lacomă și mândră a călcat porunca lui Dumnezeu și a mâncat din pomul cunoștinței. La cum Eva a păcătuit, nu din mijlocul penuriei sau sărăciei, ci din mijlocul a toată abundența și bogăția. Predică despre ignoranța și împietrirea păgânilor. Așadar, aceasta zic și mărturisesc în Domnul, ca voi să nu mai umblați după cum umblă neamurile în deșertăciunea minților, întunecați fiind la cugeți, înstrăinați fiind de viața lui Dumnezeu, din pricina necunoștinței care este întru ei, din pricina împietririi inimilor. Efeseni, capitolul 4, versetele 18, 17 și 18. Ce este deșertăciunea, fraților? Ea este tot ce este în afară de Dumnezeu. Tăia de la El și lucra fără frică de El. Ce este deșertăciunea minții, fraților? Ea este a trăi și a interpreta viața nu prin lumina legii lui Dumnezeu, ci prin întunecimea propriilor tale cugete și ale poftei ale minții noastre trupești. De unde ne vine acest rău nou, fraților? El ne vine de la împietrirea inimii și de la aroganța lăuntrică. Dar ce înseamnă împietrirea inimii, fraților? Ea înseamnă că inima lipsită de dragoste este lipsită de dragostea lui Dumnezeu și de frică de Dumnezeu. Și este plină de pofte și de spaimă și de toate cele pe care pot face rău trupului. Fraților, de ce se naște, dar ce se naște din împietrirea inimii? Aroganța se naște din această necunoaștere desăvârșită a lucrurilor dumnezeiești, a căilor dumnezeiești, a legilor lui. Inima împietrită nu cunoaște deloc viața duhovnicească sau ce sunt cugetele dumnezeiești. Dar care este credința, consecința finală, fraților, a împietririi inimii și a necunoașterii crase a adevărului dumnezeiesc? Este înțelegerea întunecată a toate și înstrăina a toate, a lumii, a omului, a lucrării, a vieții pe pământ. Și înstrăinarea de Dumnezeu cel viu. Este înțelegerea întunecată vine atunci când mintea omului este la fel de întunecată precum este trupul, iar lumina din om se preface atunci în întuneric. O, cumplit întuneric, căci înțelegerea întunecată arată întunecarea cu totul a minții, iar mintea întunecată nu mai poate pricepe înțelesul niciunui lucru sau neagă înțelesul oricărui lucru. Într-o asemenea stare, omul este cu totul străin de viața lui Dumnezeu și se usucă și moare. Este un mădular cu totul tăiat din trup. Aceștia sunt păgânii, aceștia sunt cei fără de Dumnezeu. Aceștia sunt toți cei care cu credință puțină sau falși creștini. Dar chiar și lemnul uscat, dacă este udat cu apa vieții care vine la Domnul Iisus Hristos, învie și mlădița dă mlădițe și verdeață. Chiar și lumea păgână, și asemenea bățului uscat, a fost ridicată și readusă la viață de Hristos Domnul. Cu atât mai mult este posibil acest lucru pentru creștinii care se pocăiesc, să privim și noi, fraților, la noi înșine, să ne facem aceasta în fiecare zi și să întrebăm în fiecare zi dacă nu cumva ne-am înstrăinat cu totul de viața lui Dumnezeu, din pricina deșertăciunii noastre. Iată, ceasul morții noastre se apropie mereu, împreună cu sfârșitul și cu judecata. Iată de curând lemnul uscat, în curând lemnul uscat va fi aruncat în focul cel nestins. Lemnul uscat este sufletul împietrit, sufletul care nu rodește roade de bunătate, de iubire, de smerenie, de milostenie, de curăție. Și sufletul nostru
un suflet păcătos care nu se pocăiește, nu se întoarce la Dumnezeu. O, Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Cela ce ești mintea noastră și viața noastră, ajută-ne pe noi pururea să cugetăm și cu tine pururea să viețuim, numai la tine să ne gândim și numai pe tine să te iubim, că ție se cuvine slava, cinstea și închinarea, împreună și Tatălui și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.